Sire, binecuvântat fie ginerele, iar pe mine, fecioara soarelui, viitoare soția unui rege mare, pe mine, o zei, binecuvântați-mă! Ia torța, mamă, și mergi în fruntea laiului. Ce s-a întâmplat? Pe cine jălești? A, da. Pe tata. Frații mei. E târziu. M-am mărit. Bucurie. Lacrimi de bucurie. Hai, ia-o. Nu vrei? Bine. Atunci am să duc chiar eu lumina. Ar trebui o mie de sori să-mi lumineze calea când voi pătrunde fecioară sfântă în casa unui dușman. Hai, saltă, flacără! Ziua asta este mai frumoasă decât cele mai frumoase zile de pe vremea tatălui meu. Hai și tu, mamă, intră în joc! Dansează pentru bucuria mea! Femei troiene, cântați cu mine! Oprește-o, Lizina! Oprește-o! Întorța, copila mea, nu o zic cum trebuie. Nici nenorocirea nu i-a dat înapoi minte. Toate mă cred nebune. Mamă, trebuie să te bucur de nunta mea regească. Și chiar dacă mi-aș pierde curajul, tu împinge-mă în brațele lui Agamemnon. Soția lui Menelao s-a făcut să moară mii și mii de greci în fața zidurilor noastre. Dar eu am să le aduc mai multă nenorocire. Cassandra va fi năpasta lor. Marele rege, bunul rege va crăpa din cauza mea. Am să-i spulver spița, așa cum a spulberat-o el pe-a noastră. Nu mai plânge. A venit clipa să râdem, să râdem în hohote. Tata și frații mei vor fi răzbunați. Prin tine. Prin mine. Fetița mea. Sărmană sclavă, fără nicio putere, cum mai putea tu? Nu mâna mea va lovi, dar te asigur că regele regilor va sângera. Cum va mai sângera securea? Mie o să-mi tai gâtul. Mult mai târziu, fiul o să-și ucidă mama și o să fugă cu toate cățelele pe urmele lui. S-a terminat cu Atrizii! Nu se va mai pomeni de ei niciodată! Stați, Cassandra, nu în fața dușmanilor noștri, mamei tale e rușine cu tine, nu în fața învingătorilor noștri! Pentru ce să tac? Ei au învins. Ei și... învinsă, pârjolită, umilită. Troia are o soartă mai bună. Pe această câmpie dușmanii noștri au căzut cu miile. Dar au căzut oare ca să-și apere fruntariile sau zidurile cetăților? Nu! Au murit degeaba pe pământ străin, fără să-și mai revadă vreodată copiii sau părinții. Moșnegii aceia lași care n-au știut cum să-i împiedice să plece. Nici un mormânt pentru greci, nici o libație funerară. Pământul nostru e înghițit de avalma și nevestele lor n-au să le regăsească niciodată oasele. Alții pe care poate că-i urau au să le crească fii. Nenorociților, îngropați, dar nu înmormântați, nu sunteți nici măcar umbre. Aici vă roade viermele, la voi acasă uitarea. Uitați, nimiciți, cât despre cei vii, Apollon mi-a destăinuit ce fac nevestele lor și cum îl așteaptă Clitemnestra pe Agamemnon. Dar n-am să spun nimănui, ca să alerge după o singură mâiere necredincioasă. Și-au părăsit nevestele timp de 10 ani. Asta numiți voi mi se pare a fi câștigat războiul! Noi l-am pierdut. Dar nu mi-e deloc rușine. Oricare dintre morții noștri a căzut pe pământul nostru, apărând cetatea noastră. Cât timp au trăit, în fiecare zi,
După grelele bătălii ale zilei se întorceau printre noi. Când lâncile voastre străpungeau, mâini credincioase culegeau trupurile lor pe câmpul de luptă. Au fost înmormântați aici, în pământul strămoșilor lor. Femeile lor îi plângeau cernite. Troia întreagă îi plângea. Să aduci mulțumiri grecilor. Hector era liniștit și blând. Eu am făcut din el un erou fără voia lui. Slavă celor care ne-au apărat patria. Dar pentru ceilalți, pentru cuceritori, pentru cei care duc un război scârbos și mor în vâltoarea lui, moartea este și mai prostească decât viața pe care au dus-o. Înălțați-vă privirea și fiți mândre! Lăsați-mi mie grija de a vă răzbuna bărbații! Nunta mea va fi sfârșitul călăilor! Mult aș vrea să te cred, Cassandra. Mă invidiez pentru râsul tău de nebună, pentru aerele tale de dispreț. Dar uite-te bine la noi! Uite-te la tine! Când strigi și cei cu asta? Vorbe, nu mai vorbe! Care ar costa-o foarte scump dacă nu i-ar fi mintea aiurea. Și totuși, îi respectăm pe mai marii noștri, îi credem deștepți nevoie mare și la urma urmei nu sunt cu nimic mai presus decât noi. Preaputernicul rege din Argos și-a pus în cap să o iubească pe nebuna asta, pe care eu, un biet om, n-aș lua-o pentru tot taurul din lume. Hai! Vino! Frumoasă mireasă! Urmează-mă! Râzi, jelește sau mormăie, mi-e tot una. Ai auzit ce spun prietenele tale? Vorbe! Numai vorbe! Și tu? Pregătește-te! Imediat ce Ulise mi-a porunci, voi veni să te caut. Ai să o duci bine acolo. Vei fi servitoarea Penelopei. O femeie de treabă, după cum se spune. Servitoare! Servitoare! Nu văd decât un servitor aici, pe tine! Pe tine, slugă nerușinată și lingușitoare! Știi măcar ce spui! Mama mea nu va pleca în Itaca! Apolon îmi spune că va muri aici! Hei, nu zău! Aș vrea să văd și pe asta. O sinucidere m-ar pune într-o situație... Cine a vorbit de sinucidere? În anumite cum s-ar putea? Cum? Cum? Ei, cum? Știu. Dar n-am să-ți spun. Cât despre înțeleptul Ulise, nici nu știe sărmanul ce-l așteaptă. 10 ani... 10 ani plini de noroi, plini de sânge, vor trece până să ajungă în Itaca. Toate sunt la locul lor și l-așteaptă pe mare. Foarte plăcute cunoștințe are de făcut și gustul sărat al naufragilor o să-i simtă din plin. Scăpați ca prin minune de moarte, la sfârșit va coborî în infern. Și fiți sigure că toți ai noștri l-așteaptă acolo. Cât va suferi. Vă jur, troiene, că nu numai odată o să invidiez nenorocirile voastre. Așa. Acum iese din infern. Și când pune piciorul în insula sa, găsește locul ocupat. Pentru ce să vorbim de Ulise, ce-mi pasă mie de el? Ce aștepți? Sunt nerăbdătoare să mă unesc cu logodnicul meu! Căsătoria noastră va fi iadul, rege al regilor.